Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Știu că am venit mai târziu astăzi, știu că trebuia să fiu prezent mai devreme, însă am și eu treabă astăzi, așa că am încercat să mă împărțesc pe toate locurile, dar stați liniștiți, pentru că dacă am întârziat, este și un motiv în spatele acestui vlog. Va fi un vlog foarte, foarte interesant în care o să aflați și chestii noi, dar bineînțeles o să vorbim și la subiect despre ce s-a întâmplat în emisiunea noastră iubită ieri, pentru că s-au întâmplat multe lucruri. Să fie ele de fațadă oare, să fie ele din lipsă de subiecte, pentru că emisiunea avea nevoie de așa ceva, voia bună și dispoziția bună se pare că nu este plăcută de toată lumea, în special de cei din staff. O să aflăm în cele pe care le vom discuta imediat. Așa că, dragilor, hai să apăsăm pe butonașul de subscribe și să trecem la discuțiile noastre așa cum ne place nouă în fiecare dimineață. Așadar și prin urmare, cu ce să începem? Începem cu noul concurent care va intra astăzi în Casa Iubirii. Se pare că va intra un concurent care își va dori iubirea, își va dori ceva. Nu prea cred lucrul acesta absolut deloc. Ciprianos, ci că așa îl cheamă pe noul concurent, care ar fi de origini române, dar și greci, grecoic, grec, spartan din ăla, așa. Se vede pe el, după cum am căutat și eu și l-am văzut pe Instagramul lui, un băiat bine făcut, un băiat înalt, un băiat care are experiență cu camera și cu siguranță va avea un impact pozitiv în emisiune, deoarece acesta este fost concurent la emisiunea aceea Love Island, insula iubirii, nu insula iubirii, Love Island, ceva în genul, care a fost pe Pro TV, din câte știu eu, la începutul acestui an. Acolo unde era difuzat după miezul nopții sau ceva în genul, nu mai știu. Din câte am înțeles, acesta cred că va intra pentru Virginia și Teodora este în topul lui. Cu siguranță, dragilor, să nu ne așteptăm la ceva seriozitate sau la lucruri din astea. Eu cred că este încă un concurent care a venit să-și crească rețelele de socializare și să se facă cunoscut la TV, după ce încercarea la insula respectivă Love Island a cam dat greș. Nu prea a avut succes emisiunea respectivă, din câte am înțeles. Formatul fiind apreciat mult mai mult dincolo de hotare decât aici la noi. Așa că să nu ne așteptăm la lucruri mari, văd că cei din staff, cei din producție apelează tot la oameni din ăștia care au mai trecut prin emisiuni și nu la oameni simpli care poate chiar ar veni și ar dori să realizeze ceva serios. Și aici mă refer la o relație. Dar nici nu știu, le trebuie relații, nu le trebuie relații, pentru că bate vântul în Casa Iubirii după 10 luni de emisiune. Mergem mai departe, dragilor, și vedem că emisiunea noastră iubită începe cu Patrick și Bianca pe conexiune. Din nou, Patrick o complimentează pe aceasta și o ridică în slăb, sperând că aceasta din nou nu este geloasă sau supărată, pentru că universul a lucrat din nou altfel. Virginia l-a tras din nou pe el la joc, numele lui, după ce el o trăsese pe ea la jocul trecut cu mâncărurile și toate astea și crease puțină tensiune și gelozie la iubita lui, iubitei lui mai exact. Dar de data aceasta Bianca Giurca ne asigură că totul este ok, aceasta a învățat din greșeli și spune că este ea geloasă, dar nici chiar așa. Probabil cei doi au avut o discuție așa frumoasă unul cu celălalt, în care acesta i-ar fi cerut să-și mai tempereze puțin comportamentul și temperamentul când vine vorba de astfel de lucruri, pentru că nu dau bine la public, ce-i drept. Îl vedem pe gage al nostru, care este din ce în ce mai aprins după Virginia. I s-au cam aprins călcâile la acest gage, de parcă este Speedy Gonzales când vine vorba de Virginia. Lucru care este foarte, foarte amuzant și savuros de fiecare dată când acesta îi pronunță numele. Totuși, Virginia ține să-l țină cu picioarele pe pământ, spunând că tot ce se întâmplă între ei este doar de glumă momentan, dar niciodată să nu spui niciodată. Că poate, poate, cine știe ce se naște din aceste lucruri. Gagea o asigură și pe Alexandra că tot ceea ce face nu face ca să-i dea ei contre, ci pur și simplu el lucrul acesta îl simte și cred și eu cu tărie că dacă Virginia i-ar răspunde serios la toate lucrurile acestea, el s-ar îndrepta către ea fără să se uite în stânga sau în dreapta sau fără să-i mai pese vreodată că a fost într-o relație cu Alexandra.
Mai stau și mă gândesc că Alexandra momentan acceptă toate lucrurile astea, însă dacă ar deveni serioasă treaba între Gagea și Virginia, pun pareu că aceasta nu ar rămâne indiferentă. Ar începe cu scene lacrimogene și cu toate lucrurile astea, că ea îl iubește, Doamne ferește, că ea îl iubește, că îl dorește, că uite ce îi face și multă victimizare la televizor ca să-l scoată pe Gagea, un nenorocit căruia nu-i pasă de sentimentele fetei care plânge. Momentan este cu minte, dar dacă Gagea ar face un pas în relația cu Virginia și s-ar concretiza ceva, măcar o cunoaștere serioasă sau așa, sunt 100% sigur că Alexandra și-ar scoate arsenalul și ar încerca să impresioneze prin victimizare, scoțându-l astfel pe Gagea, un om căruia nu-i pasă de sentimentele femeilor. Vedem că Biencuța noastră s-ar îmbrăca mai sexy, ei plăcând astfel de vestimentație. Aceasta s-ar prezenta mult mai atrăgătoare puțin la televizor, însă se pare că îl deranjează pe iubitul Patrick, care cere cât mai multă decență. Acestuia nu prea i-a convenit nici rochia din gala trecută, când aceasta a fost foarte decoltată și era foarte, foarte scurtă. Patrick încearcă să-i facă o imagine de sfântă Bianca Giurca la televizor, la Casa Iubirii mai exact, dar acesta practic uită felul în care s-a prezentat aceasta la Insula Iubirii. Degeaba, oricât ar încerca, lucrurile acestea nu se uită. Eu cred că imaginea ei este deja făcută și este nevoie de mult, mult mai mult timp ca să practic întoarcă toată această părere a telespectatorilor despre ea. A fost acolo niște ipostaze care sunt cam greu de uitat. Da, dragilor, și a fost o zi ieri în care din nou am râs pe conexiunea de dimineață. Show marca Gagea. Acesta se pare că se face din ce în ce mai plăcut în rândul fetelor și practic ia fața unor concurenți mai consacrați acolo în casă, care deja probabil încep să-l privească pe acesta cu invidie. Și aici mă refer la concurenți mai vechi, cum ar fi Patrick, Anthony sau chiar Robby. Dar Robby așa puțin mai în plan îndepărtat, pentru că pe acesta nu-l interesează prea mult atenția concurentelor. Pe el ar interesa mai mult atenția Teodorei, care încet, încet vine. Totuși, parcă se simte în aer puțină gelozie din partea lui Patrick și a lui Anthony. Aceștia nu s-au așteptat ca Gagea probabil să aibă o astfel de explozie în casa fetelor și sunt sigur că acesta în viitorul apropiat nu prea va fi o opțiune de vot. Mai mult Anthony decât el, sigur. Mergem mai departe și vă spun că stau și mă gândesc la conexiunea dintre Moldo și Chris. Mi se pare că cei doi parcă, după ceea ce am spus zilele trecute, mai avansează puțin. Camera lor roșie a fost destul de drăguță și am văzut și o apropiere între ei. Însă mi se pare totuși că Moldo nu este chiar așa de foc pe ea. Singurul foc al lui de când a intrat în casă mi se pare că a fost Virginia, dar acolo, din păcate, nu a mers. Am observat că lui Chris tot îi scoate în evidență faptul că aceasta este foarte înaltă. Că mamă ce înaltă ești, le spune și băieților la fel de fiecare dată când are ocazia. I-a spus și lui Gagea, mi se pare ieri, că vezi cât de înaltă e? Stau și mă gândesc, oare să fie acesta un impediment în relația lor? Să fie acesta un criteriu negativ pentru care Moldo stă pe loc și nu avansează în cunoașterea lor? Oricum o să vedem pe parcurs, este timp. Revenim din nou la Bianca și la Patrick, care ne impresionează cu discuțiile lor interesante de cuplu. Aceasta este îngrijorată pentru faptul că dacă va veni o fată nouă, poate îi va atrage atenția iubițelului Patrick și se va uita la ea dacă va fi pe gustul lui. Însă discuțiile acestea sunt doar de material, dragilor, doar ca să încerce să transmită și ei ceva acolo, pentru că știm foarte bine că 8 luni de zile au tot venit fete în casă, iar Patrick nu a fost impresionat absolut deloc, indiferent de cine a venit. Dar trebuie să aibă și ei discuții, mai ales acum că au cam intrat în anonimat, marea lor iubire netransmițând atât de mult la televizor pe cât s-ar fi așteptat ei. Și unde să se uite Patrick la o fată nouă, pentru că nici la prietenele din casă nu mai are dreptul să întoarcă capul. Cum întoarce capul în stânga-ndreapta, cum este taxat de aceasta. Ați văzut și în camera roșie că aceasta aproape că i-a spus te iubesc, dar el a oprit-o. Incredibil.
Mergem mai departe și vorbim puțin și despre valoarea emisiunii, despre Anthony, că dacă tot am vorbit zilele trecute, nu putem să lăsăm acum deoparte, că e Anthony, despre ce vorbim aici. Se pare că acesta a cam amuțit și odată cu terminarea subiectului Roberta Sebastian, unde el a fost apărătorul lor acolo, i s-au cam terminat și bateriile. Eu zic că oricum, în afară de subiecte din astea de mahala și ceartă, el sincer nu prea are. Acesta, nemai având discuții cu nicio fată de acolo din casă, în afară de Giulia câteodată și așa când merge și el de colo-colo. Auziți și la Antonia nostru cât este de deștept acesta. Primul om care a călcat pe lună a fost Washington. Cred că am învățat lucrul acesta când eram copil de 4 ani, de 5 ani de zile, despre cine a fost primul om pe lună. Neil Armstrong și Washington mi se pare că a fost un președinte al Americii, din câte știu eu. Dar Anthony mai are de învățat, este doar un copil. Mergem mai departe și îl vedem pe Robbie al nostru care se menține în acea stare de supărare în privința Teodorii. Acesta nu mai dorește să aibă nicio interacțiune cu ea, fiind supărat de toate refuzurile acestuia și foarte deranjat. Deranjată în același timp este și Teodora, care se pare că duce lipsă de atenție și afecțiune. Aceasta este deranjată pentru că Robbie nu mai interacționează cu ea absolut deloc. Nici măcar ca și colegi acolo în casă. Un simplu salut și cam atât. Iar Teodora știm foarte bine că este o persoană căruia îi place să fie în centru atenției, îi place să fie băgată în seamă, să fie complimentată și toate cele, iar Robbie se descurca cu brio când vinea vorba de capitolul acesta. Cine știe ce va fi acolo și cât timp se va menține supărarea lui Robbie, pentru că o cam văd pe Teodora că dă înapoi și că iar căuta atenția din nou. Vai, 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 dar ce-am văzut noi? Mi se pare că Gagea îi cam stă în gât lui Patrick acolo. I-a căzut fața acestuia când l-a văzut că a fost chemat de două fete în camera roșie și aproape că i-a scăpat un cuvânt frumos din gură acolo lui Anthony. El, marele Patrick, marele manierat care vorbește frumos la televizor. Mi se pare că încearcă să-l atace pe Gagea prin diverse lucruri și în special prin Alexandra, că ce părere va avea Alexandra de tot ceea ce face Gagea acolo. Însă eu cred că lui Gagea nu-i pasă absolut deloc de părerea Alexandrei în legătură cu ce face el. Pe el îl interesează mai nou să se simtă el bine și să își vadă de viitorul lui. Iar dacă serios nu este absolut nimic cu Virginia, măcar, după cum spune el, să mai scoată o piesă, să facă un videoclip și o colaborare cu Teodora, deci lucrează la viitorul lui și la cariera lui și bravo lui, ce putem spune. Este clar că nimeni, dar absolut nimeni, nici cei din casă și cred că nici concurenții nu se așteptau ca Gagea să devină atât de plăcut în rândul fetelor și al publicului în momentul de față. Ea cam luat acesta fața lui Patrick prin comportamentul lui din ultima vreme. Patrick a crezut că dacă scapă de Robert, după aia nu mai are niciun impediment și niciun obstacol în cucerirea titlului, însă se pare că apar surprize. Și de la cine apar surprizele? Uite, tocmai de la omul pentru care nu era nicio variantă favorabilă să se întâmple lucrul acesta. Tocmai de la omul pe care el, împreună cu pionul lui, cu Anthony, nu dădeau nici măcar 2 lei. Uite cum se întoarce roata și cel din urmă este cel din tâi. Aici avem un exemplu perfect când vine vorba de această afirmație. Am ajuns și la joculețul fetelor, unde s-a creat o scânteie acolo între Giulia și Bianca. Am văzut-o pe Giulia mergând și luându-l pe Patrick în grădină și a reproșat acestuia că de când a intrat Bianca în casă, practic el nici nu mai salută și nu mai este cum era înainte. Și aici Giulia a cam avut dreptate, mai ales că cel mai în măsură să spună lucrul acesta, zic eu, că era și Virginia, pe care acesta o ignoră total, mai ales când a văzut că Bianca este deranjată, că orice face el în legătură cu Virginia are efect negativ asupra ei. Deci, dragilor, vreau să vă spun că îmi este foarte greu să spun ce voi spune imediat. Vreau să vă spun că mi este greu ce o să spun imediat. Sună bine. Băi, deci, în toată situația asta dintre Bianca și Giulia, am ținut cu Giulia, mă, și țin cu Giulia. Nu-mi vine să cred că îi dau dreptate Giuliei.
Bineînțeles că Bianca noastră a început să se victimizeze și să vorbească și cu câteva bipuri pe acolo. Practic aceasta și-a arătat caracterul într-un fel. Ba mai mult se victimiza spunând că Giulia îi transmite doar înțepături și toate astea. Dar stăm foarte bine și ne amintim. Ea cum a făcut cu Robert și Julie? Nu tot înțepături peste înțepături? Încă de la intrarea acesteia în casă, practic ținta ei, au fost doar ei. Și a mai spus aceasta că Julie era problema acolo în casă, mărul discordiei și după ce aceasta va pleca, va fi pace și liniște. Dar uite că nu este tocmai așa deloc. Într-adevăr, nici Bianca nu s-a lăsat mai prejos, i-a dat-o și ei Giuliei, spunând acolo că Patrick nu s-ar uita niciodată la ea pentru că ei au o relație de prietenie. Dar cu siguranță s-a referit la altceva acolo. Patrick nu s-ar uita niciodată la ea pentru că vezi cum arată, practic la asta s-a referit Bianca. Adică că nu este destul de frumoasă sau destul de atrăgătoare pentru Patrick. Că știm foarte bine că pe Patrick vârsta nu îl interesează. Însă cu Giulia nu prea este de glumă. Eu sunt sigur că aceasta știe mult mai multe decât lasă de înțeles acolo. Și aici mă refer la relația Biancăi cu Patrick de afară. Însă aceasta momentan se abține. Tare aș vrea să văd o ceartă mai mare în care Giulia să-și dea drumul la gură. Adică să vedem că adevărul vine din gura unei persoane de la care nu ne-am așteptat niciodată. Pentru că de-a lungul sezonului a fost o alianță clar vizibilă între cei doi, între Patrick și Giulia. Am văzut un mare deranj din partea Biancăi și pe Patrick, pentru că acesta în camera roșie, în discuțiile lui cu Giulia, a fost un pic cam imparțial, el nedorind să fie părtaș acolo, adică să se implice. Lucru care este și normal, pentru că Bianca este iubita lui și, bineînțeles, Giulia a fost de partea lui întotdeauna, luându-i apărarea și ținându-i spatele în subiectele pe care acesta le ducea cu alții. Să ne amintim și de subiectul în care Robert i-a acuzat pe cei doi. Cât de vehement a fost Giulia la adresa lui Robert și a lui Julie atunci. Însă Patrick nu ar vrea să supere pe absolut nimeni. După cum a spus, Bianca este iubita lui, iar Giulia era acolo în alianță și, bineînțeles, un vot în finală. Dar vedem ce se va întâmpla aici, pentru că prietena iubita Bianca nu prea acceptă aceste lucruri și se pare că îi cam strică planurile mult lucrate lui Patrick. Totuși, stau și mă gândesc, pentru că am auzit de la mai multă lume că poate această ceartă dintre ei ar fi doar de fațadă, ar fi doar material, pentru că practic cei trei au cam intrat în anonimat. Bianca și Patrick nu prea transmit prin iubirea lor, iar Giulia de vreo două zile nu mai vorbește absolut nimic. Și s-ar putea ca această ceartă să fie doar de material, mai ales că în momentul în care se certau, parcă le cam buvnea râsul așa puțin pe amândouă. Însă așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile. Promo-ul de astăzi este foarte, foarte interesant și ne duce puțin spre adevăr, dar totuși aștept o perlă din gura Giuliei. Spune ceva despre relația lor, că până acum doar a dat de înțeles puțin. Atunci cu siguranță vom crede că ceea ce se întâmplă este adevărat. Dar poate și ziua de astăzi ne va lămuri. Ne va spune mai multe despre acest subiect. Oricum, eu zic că supărarea Giuliei este victimizată. Aceasta s-a certat cu oricine a avut treabă cu Patrick de-a lungul sezonului și a fost alături tot timpul susținându-l. Iar de la venirea Biancăi în casă, lucrurile s-au cam schimbat. Aceasta nu prea mai este băgată în seamă de către Patrick și nu mai este atât de importantă în crearea de materiale împreună cum erau în trecut. Deci cam are dreptate aceasta și eu cred că din respect pentru Patrick omenajează pe Bianca, pentru că altfel ar fi șters cu ea pe jos. Știm cu toții de ce este în stare Giulia și mai ales am văzut că aceasta beneficiază și de afinitatea moderatoarei. Cumva, în orice discuție, mai mult sau mai puțin, moderatoarea este puțin de partea ei. Aceasta se pare că a dezvoltat o afinitate care, dacă suntem puțin atenți, vedem că este destul de vizibilă. Băi, dragilor, băi, deci am observat încă o chestie acolo pe final, lucru care mi se pare din nou incredibil, Battle Cuckoo și Pixel Butter. Patrick a spus ceva de genul că la finalul emisiunii, că iar mă cert cu ea mâine seară sau ceva în genul, iar mă cert cu ea, frate, mâine seară și cei din producție au schimbat foaia. Vă rog frumos să vă uitați la acest aspect. Când se ceartă ei mâine seară și unde se ceartă ei mâine seară? Că n-am înțeles.
Deci vă rog frumos să vă uitați la acest aspect și să vedeți cu ochii voștri cum încearcă să ne ascundă adevărul. Mai scapă și ei acolo. V-aș pune aici pe repeat ceea ce a spus, însă nu pot pentru că nu îmi permite YouTube-ul să folosesc material de la ei. Însă vă rog frumos să vă uitați voi și sunt sigur că ați observat lucrul acesta. Că a văzut-o pe Bianca supărată și nu înțelege și a zis că iar o să mă cer cu ea mâine sea și practic s-a schimbat foaia. Oricum, dragilor, promo-ul de astăzi este destul de promițător. Vom vedea cum se va desfășura, mai ales că Patrick al nostru a intervenit ca să salveze situația. Prin niște gesturi care, în momentul în care au fost făcute de alți concurenți, Gagea, când a atins-o pe Alexandra cu genunchiul, au fost judecate. Dar, cu siguranță, voi reveni mai târziu puțin pentru că acest subiect este destul de interesant și vreau să îl mai discutăm puțin. După cum am spus, avem și concurent nou. Dacă mai știu detalii, vă voi mai da detalii despre el și voi reveni mai târziu. Oricum, să-mi spuneți și voi părerea voastră acolo în comentarii dacă credeți că această ceartă dintre Bianca și Giulia este reală și că nu o fac de materiale. Și totodată să spuneți voi cui dați dreptate în această situație, pentru că eu am rămas uimit de mine că trebuie să-i dau dreptate Giuliei. Uite că se poate. Dacă eu consider că Giulia are dreptate, are dreptate, cu toate că de multe ori am criticat-o. Așa că, dragii mei, uite că am ajuns și la sfârșitul vlogului. M-am pregătit aici băiat gel pentru că v-am spus aseară că astăzi am de muncă, dar mă duc la muncă, mă duc să produc astăzi destul de binișor. Și cam acesta este vlogul. Eu vă rog să mă ajutați cu o distribuire, dacă binevoiți. Vreau să vă mulțumesc pentru live-ul din seara trecută, pentru noi membri care s-au alăturat pe acest canal, noi membri care mă susțin pe acest canal, pentru cadoul frumos primit din partea unei susținătoare acolo și totodată vă rog în continuare să distribuiți acest vlog, să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și bineînțeles că noi revenim puțin mai târziu aici cu o nouă discuție, cu o nouă prezență și cu o nouă bună dispoziție, așa ca de fiecare dată. Vă pup, vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră și vă doresc o zi minunată tuturor. Ne revedem mai târziu, tot aici. Pupici, pa!